culoarea că e foarte deschisă și se murdărește ușor. Nu se murdărește. Nu, că are și un pic de, vezi, are un pic deja de, uite aici, e deja murdară puțin, știi? Ah, ok. Da, da, da. Să fim îndrăzneți așa. Ce faceți, fetelor? Sunteți hotărâte sau nu prea? Suntem foarte hotărâte. Ales? Eu nu știu așa hotărâtă, tu ești mai hotărâtă. Să zicem că este, suntem foarte hotărâte. Din punctul ăsta de vedere că noi acum vorbim despre canapea, culoarea canapelei, cumva ne-a ajutat Cristina Groza, cea care a zis că pe partea de Feng Shui ar merge o canapea verde în locul acela. Și atunci a fost destul de simplu să m-am alegem... Supus, m-am supus, m-am supus, da, da. Nu la toate. Nu la toate, zis, aici. Asta îmi convine că e verde, lăsă frumos. Da, da. Dar nu te gândi că e ceva fastos și maestos. E destul de trashy, așa cumva, ea canapeaua. Da, e minimalistă. Da, 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 exact. Super confortabilă. Mie mi se pare esențial să ai o canapea confortabilă, moale și să se potrivească cu stilul nostru de viață, că noi, suntem, noi facem foarte multe lucruri pe canapea, dacă înțelegem. O să zicem în sensul de că jucăm remi, jucăm opa, pardon. Mai mâncăm o pizza, știți, la modul ăsta, așa. Nu vă gândiți la alte chestii. Dar trebuie să fie mare, trebuie să fie mare, să fie așa ca o, nu știu, e, canapeaua e o stare, mie așa mi se pare. Te rog să te așezi, Adela, ia, da, că... ca să vezi dacă sunt și comode. Deci trebuie să fie scaunele de bucătărie comode și am o singură problemă, că sunt din textilul ăsta și sigur dacă Alexandru mănâncă la un moment dat niște pizza și pe mână ia niște sos roșu și după care doar prinde așa ca să se ridice, a lăsat pac aici semnul. Da. Astea sunt, au o husă detașabilă? Da, 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 da. Asta e foarte bine. Excelent. Și poate pe un... nu știu, o culoare între verdele de la canapea, un somon. Un somon. Un somon păluț, așa. Da, da, da. Păluț. Da. O piersică. Persicuță, ne vorbim mult pe diminutive, știu. După cum bine vezi, dressing-ul nu e foarte mare, pentru că eu mi-am dat seama în timp că am devenit foarte selectivă la haine. Mai de mult eram pe cantitate, acum chiar suntem prea săraci ca să ne luăm lucruri ieftine. Și e dressingul tău sau e dressingul tău și al soțului? Nu. Asta este dressingul meu, așa. Iar soțul are dulapul lui care e... Un dulap. Un dulap adevărat. Un dulap cu trei uși. Da, un dulap sănătos. Sănătos. Mi-am dorit foarte mult accesorii din astea de fetiță, de exemplu, uite, să tragi și aici să spui cu relele. După care, nu știu, să ai aici unde să... Și pentru accesorii am pus, da, pentru bijuterii am pus. Mi-am dorit mult chestii de astea, știi? Cu ce ai venit tu acolo? Ia să văd. Finisajul pentru blatul pe care o să-l avem în baia voastră. Da. Eu m-am gândit la acesta. Mi se pare că se potrivește foarte bine. Sunt două chiuvete, bineînțeles. Vreau să-ți arăt. Placa e cumva asta. Placa, placa, așa e. Nu, chiar asta e. Așa, da. Ai dorit întotdeauna o baie mare, Ade? N-am avut fantezii cu baia. Acum cinstit, ea s-a nimerit din construcția casei să fie o baie foarte, o baie foarte mare. E super mare. Generoasă baia, da. Este, este mare. Dar câte băi total vei avea? 4 băi, da. Doamne, ăsta e parchetul. Îl ador. Îmi place la nebunie. Și vezi că totuși ultima nuanță de vopsea, ultima. E cam cea așa. E așa, merge, da, gata, merge, da, gata. Apropo, noi... hai să mergem că se chituiesc ușile, nu? Da. Avem da. Uși filomuro. Da. Nu te mai reținem. Nu mai, spor gata. La treabă. Mulțumim, să aveți. Mulțumim. Mulțumim mult.